Salutare, fraților, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Car Parking Multiplayer. Fraților, în acest episod o să mai fac încă o parte din seria noastră de topuri cu mașini rare, pentru că au mai apărut câteva mașini foarte, foarte șmechere și foarte, foarte rare, dar de data asta nu o să mai fie top 6, o să fie top 9 mașini rare. Și înainte ca acest videoclip să înceapă, fraților, vreau să vă reamintesc să vă abonați canalului, să dați un like acestui videoclip, să lăsați un comentariu cu hashtag respect sau cu orice altceva vreți voi. Puteți să lăsați și mai multe, că eu nu mă supăr, bă băieți. Să aprindeți clopoțelul din dreptul butonului de abonare, pentru că în momentul în care acest clip atinge 1500 de aprecieri, eu o să mai aleg, nu știu, 5 sau 6 persoane din comentarii de mai jos și o să le dau o mașină rară la alegerea voastră din acest clip sau din clipurile anterioare de pe canal. Așa că, de asemenea, lăsați mai jos și un comentariu cu ce mașină vă doriți să primiți în următorul videoclip, fraților, pentru că mâine sau poimâine cel târziu apare clip nou în care vă dau mașini. Nu uitați că am lansat și YouTube Membership, fraților, unde puteți deveni membrii canalului. Costă doar 2 lei pe lună, deci doar 2 lei, nu e o avere, nu deloc mulți bani. Și vă respect foarte mult pe toți care vreți să mă ajutați. Și de asemenea vreau să știți că abonații Gold, Gold Plus și de Diamant primesc bonus din partea mea, o mașină gratis. Orice mașină vreți voi la alegere, gratis din partea mea ca bonus. Și ultima chestie pe care vă spun înainte de clip, fraților, este că vă aștept pe toți pe serverul nostru de Discord, unde facem caterincă, puteți face schimb de mașini, puteți primi mașini. Multe, multe chestii. Există și gradul de donator de mașini, dacă vreți să dați mașini abonaților sau să primiți mașini. Mă rog, sunt foarte multe chestii acolo, fraților. Chiar este foarte amuzant și foarte interesant. Vă aștept pe toți. Haideți să facem, nu știu, 2500 de membri. Acum sunt 1700 și văd că ne strângem destul de repede. Haideți să facem 2500, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât, nu știu, suntem mai puternici. Știți cum e vorba aia? Unde sunt mulți, puterea crește. Bun, băieți, și după cum puteți vedea, pe locul 9 este acest Mercedes C63 AMG, mi-a spus voi în comentarii că greșisem, mă iertați pentru greșeală. Și da, e cu un design foarte mișto, cu dragoni, ceva de genul ăsta, foarte, foarte șmecher. E rară pentru că, nu știu, nu prea am văzut-o de când mă joc eu cu ăsta. Da, și pe locul 8 avem acest A5 Chrome de poliție 2000 HP, tot ce vreți voi, cu Superman. Și asta e destul de mișto și destul de rară. Nu știu dacă vouă vă place la fel de mult ca și mie, dar... Pe locul 7 avem o mașină pe care nu știu câți dintre voi ați văzut-o. Eu, sincer, n-am văzut-o până când s-o primesc. Și da, e mișto. E Marshmallow Ocean, o încercare de ocean, dar nu este un Marshmallow normal. Este un Marshmallow animat sau ceva de genul ăsta. Nu știu, e interesantă. Mie îmi place, sincer. Nu știu ce mașină e asta, am impresia că este tot Ford, dar nu mai știu. Pe locul 6 avem acest GLE sau GLC, sincer nici acum n-am aflat dacă e GLE sau GLC, cu Mickey Mouse, fraților. Tind să cred că este GLC mai mult. Cu Mickey Mouse, cum v-am spus, o mașină foarte șmecheră este și asta. Arată foarte bine și foarte bine, e foarte bine făcută. Chiar acel Mickey Mouse apare, arată foarte ok. Nu știu, eu îi dau nota 8. Să-mi spuneți în comentarii ce notă îi dați voi. Pe locul 5, băieți, avem acest Lamborghini Urus cu casa de papel. Nu e cel mai șmecher design, dar e ok. Arată bine, e rară, sincer, cred că au 2-3 oameni. Și da, e mișto. Are numele lor aici pe portiere, pe sus, pe plafon. Și de asemenea desenate și niște arme, un AK-47 dacă nu mă înșel. Și da, nu, chiar arată bine mașina, e destul de mișto. Sper că vă place și vouă. V-am spus, nu e cea mai perfect făcută, dar e ok. Pe locul 4 avem o mașină pe care o cunoașteți. Am văzut că o aveți o bună parte dintre voi. O mașină de asta, nu mai știu cum era, GMC sau Ford Ranger sau Raptor. Nu știu, ceva de genul ăsta, cu Hulk, fraților. Deci, da, e o mașină frumoasă, îmi place cum e făcută și din câte am înțeles e făcută de un român de-a nostru, chiar un băiat care mi-a lăsat și un comentariu la un moment dat. Să-mi lase și acum dacă se uită la clip. Pe locul 3, fraților, avem o mașină cu bug de viteză, o să vedeți clip cu ea în curând. Un XXX Tentacion, mi-a spus că se zice, un M6, dacă nu mă înșel, este asta, cu XXX,
mamă, nici nu pot să pronunț, fraților. XXX Tentacion. XXX Tentacion. Da, cu el. Chiar cu el, fraților, care știu că este mort, Dumnezeu să-l ierte din păcate. Mi-a spus în comentarii mulți. Da, nu avem ce să-i facem, îmi place cum cântă, e o legendă. Bun, pe locul 2 și cred că nu ultima, avem acest Porsche Panamera cu 6ix9ine, fraților. Prima dată când am luat această mașină am crezut că e cu ăla, cu Lil Pump sau Lil Gucci. Cum, ăla cu Gucci Gang, dacă știți ce vreau să zic. Dar după aia m-am citit pe plafon și am văzut că scrie XXX, nu XXX, m-am încurcat iarăși. Scrie 6ix9ine, mă rog. Pe locul 1, băieți, după cum probabil vă așteptați mulți, este acest BMW-ul, am zis, ca țărani. Acest BMW cu Anonymous. Arată bombă BMW-ul ăsta. Mai ales treaba asta de pe portierele din stânga, bă, sunt forță, frate, sunt foarte șmechere. Mașinii acestea îi dau un 9.50, fraților. Deci un 9.50, este o mașină foarte șmecheră. Să-mi spuneți în comentarii și ce notă i-ați dat voi și ce părere aveți despre ea. Da, chiar e mișto. Chiar e foarte mișto. Nu am comentarii pentru ea. Bun, băieți, și cam ăsta a fost și topul nostru. Nu o să mai stau să dau toie cu mașina cum v-am obișnuit, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Dacă vreți să fac asta în clipul următor, să mă anunțați. Eu am fost Royal, fraților, și noi ne reauzim data viitoare.